dragi prieteni, pentru că nu am reușit, din motive temeinice, să ajung la vernisajul expoziției domnului Petru Botezatu, m-am gândit să vă prezint totuși expoziția, apelând de data asta la ajutorul doamnei Silvia Trăistariu, muzeograf coordonator al Muzeului de Artă din Piatra Neamț, și la domnul Emil Nicolae, ambii prezenți atunci în ziua vernisajului. Din păcate, artistul Petru Botezatu nu poate fi prezent astăzi aici. Oricum, eu îi mulțumesc pentru că mi-a îngăduit să fac această prezentare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că o urmăriți. Eu vă invit să vizionați expoziția, aveți ce vedea. Muzeul de Artă, sub egida Complexului Muzeal Județean Neamț, continuă manifestările dedicate centenarului, astfel că pe simelezele Muzeului de Artă sunt prezente lucrări ale artistului Petru Botezatu, artist care se definește ca fiind suprarealist. Petru Botezatu este prezent la Muzeul din Piatra Neamț cu un număr consistent de lucrări. Este vorba de peste 60 de lucrări de pictură și de grafică. Petru Botezatu are o poveste puțin mai tristă în prima parte a vieții sale. Născut la Focșani în 1940, copilărește la Piatra Neamț. Face liceul Petru Rareș, însă la 19 ani cunoaște condamnarea politică, trecând prin așa cunoscutul proces al elevilor de liceu. Deci un destin nu prea fericit în prima parte a vieții, însă în 1964, după ce este admis la facultatea, îi se permite să dea examen la Facultatea de Arte Plastice din București. După absolvirea Facultății de Arte Plastice de la București, în anii care urmează, devine profesor de desen la Vălenii de Munte. Însă, din păcate, ca urmare a condamnării sale, arta sa are de suferit, așa că este cenzurată, expozițiile personale sunt cenzurate, lucrările din participante la expozițiile naționale sunt respinse, astfel că Petru Botezatu este nevoit, simte nevoia să-și elibereze într-un alt fel eul creator, așa că își va îndrepta toată atenția și puterea creatoare spre pictura religioasă. Urmează aproape un deceniu, începând din 1979, urmează aproape un deceniu de lucru în domeniul artei sacre. Totuși, și în acești 10 ani, practic, eul său creator cunoaște o eliberare și o exultanță în artă. În 1987 reușește să se refugieze în Austria, printr-o conjunctură favorabilă, și aici cunoaște în sfârșit succesul. Timp de 2 ani de zile reușește să deschidă 3 expoziții personale, în urma cărora presa locală îi recunoaște și apreciază opera, astfel că un număr considerabil de lucrări îi sunt vândute. De asemenea, tot aici reușește să contribuie, de fapt, la restaurarea frescelor istorice de la Maria Alm, Salzburg. Totuși, după 2 ani, hotărăște să se îndrepte spre America. Mai exact, se stabilește la Ottawa. Aici, de asemenea, cunoaște succesul. Practic, toată suferința pe care o cunoaște în România, jumătatea a doua vieții sale se transformă într-un succes și, de asemenea, la Ottawa cunoaște acest succes. De asemenea, ziarele locale își deschid o expoziție personală în urma căreia ziarele locale scriu cu uimire sold out. De asemenea, după această expoziție are un succes considerabil și vinde și expune foarte mult în nenumărate galerii din Ottawa, Montreal și Toronto. În 1994 este din nou apreciat și este selectat dintr-un număr de 300 de artiști. Este selectat să picteze o nouă biserică în stil renascentist de la Facultatea de Teologie în cadrul Universității Stanford din Birmingham, Alabama. Ca urmare a acestei picturi și acestei realizări, guvernul american îi oferă statutul de rezident permanent, o realizare deosebită cred că este și singurul român care a obținut această rezidență permanentă numai în câteva săptămâni. Ca urmare a acestei recunoașteri a guvernului american, în continuare rămâne la Facultatea de Teologie, încă 5 ani lucrează aici, un alt ciclu de lucrări, iar după această realizare și recunoaștere, totuși în 2001 revine în România, rechemat să picteze biserici și așa va începe lucrul la pictarea bisericii Sfânta Vineri din Zalou și, de asemenea, din 2003 la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, tot din Zalou. Petru Botezatu, în continuare, deși revine în România, până anul trecut continuă să țină legătura cu Statele Unite și Canada și pictează în paralel, își continuă activitatea artistică atât în America cât și în România, deci în paralel. Anul trecut a pictat sau pictează în Vancouver, o altă biserică. Pictorul Botezatu se definește ca un suprarealist. La prima impresie ne putem gândi la un suprarealism de tip brughelian, însă mai multe despre arta sa și despre artist, criticul Emil Nicolae ne va spune mai multe. Vă mulțumesc! Din păcate, domnul Botezatu nu este cu noi. E un fel de a spune. Nu-i în carne și oase. Pot să vi-l arăt într-o fotografie ca să aveți o idee despre artist. În realitate însă, în realitatea artistică, e cu noi în această frumoasă expoziție de la Muzeul de Artă din Piatra Neamț, unde eu, când am intrat în expoziții, prima dată, a doua oară, cred, îi spuneam și domnului Botezatu, am căutat un drac. Mi s-a părut la un moment dat că îl găsesc. aici, într-un fel de cușcă. Domnul Botezatu mi-a spus că nu e chiar un drac. Poate sunt niște oameni mai răi. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că această explozie de culoare, de imaginar, de tot ce se poate vedea în tablourile domnului Botezatu, m-au împins cumva, m-a obligat să fac o raportare la religii. Nu doar pentru că domnul Botezatu a lucrat și la perete, adică a pictat biserici, pentru că până la urmă aici avem pictură de Chevalet, care nu își propune explicit o temă religioasă. Sacru și profanul existând în aceste tablouri, mai ales cu o dominantă sacră decât profană. Dar apropo de ce ziceam, de căutarea dracului, la un moment dat m-am gândit la Divina Comedia lui Dante și la cele trei registre ale ei în Biserica Catolică, la Infern, la Purgatoriu și la Paradis. Ei, concluzia e, apropo de dispariția dracului sau de neapariția dracului în pictura domnului Botezatu, că de fapt pictura lui se poate raporta doar la Purgatoriu și mai ales la Paradis. Nu există infern în această pictură. Lucru ciudat, dacă, așa cum ați auzit, artistul a avut o viață dramatică, a coborât în infern la un moment dat și cum se întâmplă, ar fi fost de așteptat să ne și arate infernul. Nu. Toată această suferință biografică, existențială, prin care a trecut artistul, asta este, asta este un fenomen interesant, l-a trimis spre paradis, spre căutarea vârstei de aur a omenirii. Cam asta e tema generală a picturii domnului Botezatu. De mai multe ori, în expozițiile pe care le-am comentat, le-am prezentat aici la Muzeul de Artă din Piatra Neamț, mă refer la artiștii moderni, contemporani, experimentaliști. Am spus mereu că artistul, până la urmă, indiferent de ceea ce ni se pare nouă că citim în lucrările lor, un subiect, o temă, de fapt, realitatea e că artistul se luptă cu limbajul. E permanent în căutarea unei noutăți a expresiei și în căutarea unei invenții în lăuntru limbajului plastic. Ei, surpriza e că la domnul Botezatu nu se întâmplă așa ceva. Artistul are la îndemână, se vede indiscutabil, tehnica, nu își pune neapărat probleme de inovații, de forțare a limbajului plastic, folosește ceea ce știe și acest lucru ne împinge pe noi, pe privitorii, vizitatorii expoziției, să rămânem, să medităm, să căutăm, să ne punem probleme în imaginar, în nivelul superior, să spunem așa, al picturii, în subiect, în temă. E un lucru care se întâmplă mai rar în lumea artelor contemporane, când e o goană, o concurență acerbă pentru originalitate și artiștii se pare că, mai ales după experiența avangardei, au căpătat o obsesie pe originalitatea limbajului plastic și, până la urmă, istoria picturii consemnează de o bucată de vreme lucrurile astea. Dar domnul Botezatu e preocupat și vrea să transmită mai degrabă, și reușește lucrul ăsta, mai degrabă viziunea lui asupra unui destin universal al omului. Există în această pictură, și o să vedem în sala de sus, când o să mergem în mansarda Muzeului de Artă, o să intrăm într-o poveste românească. Este și un om cu identitate acolo, pentru că avem povești românești, dar aici, în imaginaria, e mai degrabă urmărit omul universal cu această, spuneam, vârstă de aur pe care a pierdut-o și pe care, după domnul Botezatu, încearcă să o recâștige, să o recucerească, să o redescopere. Un lucru rar, spuneam, în artele contemporane, dar probabil că presiunea conflictelor, mă refer nu la conflictele interstatale, conflictele mondiale, cât la conflictele existențiale ale omului de astăzi, derutat și de multe ori dispus să cedeze, să clacheze, vine domnul Botezatu din urmă cu asemenea propuneri ale imaginariei, din imaginarul său, și încearcă să-l trezească, să introducă un catarsis, cam ăsta e rolul acestui tip de pictură, să-l curețe de rele, de draci, cum spuneam, și să-și descopere acest om, un om ideal. Sigur, niciodată nu va putea fi atins această condiție, dar măcar ceva din omul ideal să supraviețuiască în lumea noastră destul de dură și de conflictuală, cum am spus. Stând de vorbă cu domnul Botezatu la un moment dat, cu artistul nostru, el îmi spunea că l-a cunoscut pe Gelu Naum, poetul Gelu Naum, care era un protagonist, este, se știe, de frunte în suprarealismul românesc și european. Și era înclinat domnul Botezatu să își apropie, să creadă că această pictură pe care o face ar avea o oarecare legătură cu suprarealismul. Ori eu am spus că văd mai degrabă aici fantastic decât suprarealism. Dat fiindcă suprarealismul, cunoaște manifestele, știm istoria suprarealismului, a cercetat condiția umană în subsolul ei, de la Freud citire, în subconștient. Și acolo suntem în clar obscur, dacă nu în întuneric de-a dreptul. Ori ceea ce ne propune domnul Botezatu e în plină lumină și transparență. E deasupra, în niciun caz de desubt. Și dincolo de ființele fantastice, de combinațiile surprinzătoare pe care le realizează artistul, ambientul și felul în care se leagă aceste tablouri în discursul plastic, în tema plastică, pe mine unul, i-am spus domnului Botezatu, mă trimite mai degrabă spre fantastic. Fantasticul are o vechime în istoria picturii mult mai mare decât suprarealismul și trece dincolo de suprarealism. Sau, dacă vreți, putem folosi formula realism magic. Dar, sigur, ăsta ține mai mult de lumea sud-americană, ne-a parvenit prin anii 70 cu romanele de succes ale sud-americanilor, Márquez în primul rând și alții. Dar, oricum, suntem la un nivel mai înalt și mai expus luminii. Luminii nu fizice neapărat, și asta există în tablouri, cât luminii existențiale, filozofice. Deci nu întunecimilor pe care le exploata și le folosea suprarealismul. E o pictură foarte interesantă, surprinzătoare, repet, în ceea ce se poate vedea în galeriile și muzeele de artă din România astăzi și chiar în Europa, pentru că nu e neapărat vorba aici de inocență. Am putea invoca și inocența. Nu, domnul Botezatu, ați aflat, a avut o viață complicată, încărcată de experiențe dramatice, la fel este informat, e în contact cu tot ceea ce se întâmplă, trăiește, a trăit în Canada, trăiește în România și a înțeles că viața e destul de complicată, viața curentă. Mi-a mărturisit lucruri care îi plac și lucruri care nu îi plac, dar în momentul în care începe să lucreze și se lasă în voia nu a neplăcerilor, ci a lucrurilor visate, a lucrurilor curate, a lucrurilor ideale, de neatins de cele mai multe ori, în final, rezultă aceste lucrări care compun o lume, o altă lume, decât aceea în care suntem obligați să ne ducem traiul cotidian. Până să ajungem la poveștile pe care ne le propune domnul Botezatu în mansarda Muzeului de Artă din Piatra Neamț, propun să facem scurt trecere și printr-o altă sală, asta e o surpriză pentru vizitatori, o sală mică a Muzeului de Artă, în care avem grafica domnului Botezatu. Deci, dacă pictura e ulei sau acrilic pe pânză, aici suntem în tehnică grafică, dar mai ales în acuarelă, în această sală, și putem face așa un insert tehnic în ceea ce, în atelierul domnului Botezatu, în ceea ce lucrează și în metoda domnului Botezatu, care, sigur, de tipul de imaginar, de mesaj e același din pictură și în grafică, dar putem să-i evaluăm măestria și în această zonă, cineva îmi spunea zilele trecute, mai degrabă pregătitoare pentru ulei, pentru pictura adevărată, reală. Dar nu putem omite, iată, lucrurile astea, subtilitățile tehnice, care dispar, sunt absorbite de tablourile mari, dar în detaliile astea grafice le putem descoperi mai ușor și vedem cum domnul Botezatu exersează până la tablou, probabil în momente de respiro, sau într-o cercetare, că până la urmă face și cercetare. Pictura nu e doar așa o efuziune de imagini gata, venite din cer, chiar dacă în cer vrea să ne ducă domnul Botezatu. E o pregătire care ține de tehnică, de școală, de un exercițiu și de cercetare. Și lucrurile astea le putem vedea în această sală mai mică a muzeului, la parterul Muzeului de Artă din Piatra Neamț. Fragmente care, în ceea ce v-am spus anterior și în ceea ce o să vedeți în povești mai departe, sunt lucruri care intră după aceea în compozițiile mari, în tablouri, se dezvoltă, se îmbină, se amestecă. Deci aici o paranteză, să spunem, grafică în această expoziție, care ne dezvăluie mai multe amănunte din atelierul domnului Petru Botezatu. Ei, acum ne aflăm în ceea ce domnul Petru Botezatu a numit România mitică. Adică de la omul universal pe care l-am văzut în sala de jos a Muzeului de Artă, acum, în această mansardă, anunțam eu, vom vedea poveștile din România și din împrejurim. Ele se regăsesc în toată zona balcanică. Omul acela universal începe să capete o identitate locală. Și se vede. Pare până la urmă ceea ce avem aici, dacă ne uităm peste tot, și iată că nu e rău că am făcut și incursiunea în grafică în sala mică, pentru că și aici găsim povești reprezentate grafic, alături de cele picturale. Până la urmă, dacă omul imaginar, universal, poate fi discutat, comentat, filozofic sau sentimental, cum vrem, până la urmă, omul de lângă noi, omul de aproape, trebuie să aibă un nume, să aibă o înfățișare, să fie înconjurat de repere recognoscibile. Și asta se întâmplă, iată, în tablourile din mansarda Muzeului de Artă, unde domnul Botezatu e direct conectat la poveste, la miturile românești și, spuneam, nu numai. Pare, până la urmă, o ilustrație la cărți de povești. Dar nu e așa de simplu. E un tablou, e mai complicat decât o grafică de carte. Ne trimit aceste lucrări la ceea ce știm din copilărie, dar gândite de un om matur, care dintr-o experiență, cum spuneam, complicată și lungă de viață, știe să extragă lucrurile frumoase. Nostalgia cu părțile ei luminoase. Asta avem în aceste tablouri de poveste. Pentru că îmi spunea domnul Botezatu în discuția noastră, dacă pierdem cu totul, uităm cu totul copilăria și această fereastră secretă prin care avem legătura cu mitul, cu resursele mitice ale omenirii, suntem pierduți. Ori spuneam la începutul comentariului meu că în căutarea vârstei de aur a lumii, tocmai această conexiune cu resursele mitice trebuie refăcută, trebuie regăsită ca un fel de salvare. Și asta ne propune, ca să conchid comentariul la expoziția domnului Botezatu, ceea ce ne propune dumnealui este o salvare a omului în această preocupare interioară, în regăsirea acelui, să spunem, lichid secret care irigă imaginarul nostru și care trebuie să ne curețe, spuneam la un moment dat, de catarsis, să ne curețe de toate rezidurile, tensiunile, problemele pe care ne le pune o lume, cum este aceea de azi, în totală degringoladă. Deci dacă vreți să aveți câteva zeci de minute liniștite, să vă întoarceți în lăuntrul uman, să părăsiți epidermicul, veniți la Muzeul de Artă din Piatra Neamț să vedeți expoziția domnului Petru Botezatu.